Corea de Sud se confruntă cu un număr record de cazuri de COVID-19. La celălalt capăt al lumii, în Europa, mai multe țări se pregătesc de ceea ce ar putea fi un al doilea val de Omicron. Ministrul Sănătății oferă un răspuns extrem de important, așteptat de către milioane de români încă de acum 2 ani de zile, cu privire la momentul în care se va termina pandemia de coronavirus în România și toată lumea însă, pentru că acest lucru se întâmplă, mai avem de așteptat. Alexandru Rafila a declarat faptul că este posibil ca pandemia să ia sfârșit anul viitor, însă că vor mai exista valuri de infectări și că virusul nu dispare ca prin minune dintre noi, astfel că trebuie să rămânem în continuare vigilenți. Noi suntem singuri, trebuie să ne protejăm. Totuși am scăpat prea devreme din euforia asta. Ne-am bucurat și ne bucurăm degeaba. Vedeți ce se întâmplă. Sunt fel și fel de cazuri de la timp la timp. Foarte multe cazuri, foarte multe îmbolnăviri. Urmează, l-așteptăm, nu avem ce face. Nu poate nici să-l oprească. Nimeni. COVID-ul ăsta e o răceară, mai strângă. Depinde de structura organismului fiecare. Dumneavoastră vă așteptați la un alt val de COVID? Vă aștept la multe, dumneavoastră. În zilele care trăim, nu mai știm ce să așteptăm, ce priorități să dăm la așteptări. Vor mai exista valuri sau vor mai exista focare de îmbolnăvire, dar cred că trendul descrescător al pandemiei la nivel global este evident și vom ajunge la o situație în care ea să nu mai fie declarată o situație de urgență publică, probabil anul viitor. Virusul va continua să circule și din cauza asta este bine să protejăm mai ales grupurile vulnerabile, având vaccinuri la dispoziție, a declarat ministrul Sănătății Alexandru Rafila.